Sunt controale la agricultorii din Buzău după scandalul roșiilor coapte forțat. Reprezentanții Ministerului Agriculturii prelevează probe acum din culturi pentru a vedea dacă acestea respectă sau nu normele în privința pesticidelor. Este alături de mine colega mea Ioana Ciobanu cu toate informațiile despre ce se întâmplă, despre aceste verificări făcute de Ministerul Agriculturii. Ioana, te ascultăm. Care sunt informațiile? Bun găsit! Se fac așadar controale în bazinul legumicol Glodeanu Sărat, în județul Buzău, acolo unde a și pornit problema roșilor stropite. La aceste controale participă inclusiv reprezentanți ai Corpului de Control al Ministerului Agriculturii, dar și a anumite autorități locale. Concret, se iau probe de la aceste roșii, urmează să fie analizate și să se stabilească exact ce concentrație de substanțe toxice au fost folosite pentru stropirea acestor legume. De asemenea, trebuie să vă spun că aceste controale vin în urma unor anchete, conform cărora s-ar fi folosit substanțe toxice în concentrații foarte mari, chiar cu de 8 ori mai mari decât limita admisă prin lege. Acești legumicultori ar fi scos la vânzare aceste legume și au ajuns chiar pe rafturile hipermarketurilor, acolo la secțiunea bio. De asemenea, despre subiect a vorbit și ministrul Agriculturii Petre Daia, a spus că nu este admisibilă o astfel de practică și că acestor legumicultori li se va retrage subvenții. De asemenea, a spus că se vor face monitorizări și controale pentru a nu repeta această situație. Vedem, aceste controale deja au început.